Știai că în 1518 orașul Strasburg a fost martorul celui mai bizar moment din istorie? Peste 400 de oameni au dansat pe străzile orașului timp de o lună fără să se poată opri, Până la moarte, nimeni n-a putut explica acest fenomen. A ajuns să fie cunoscut ca ciuma dansului până în zilele noastre, care au fost cauzele ascunse la aceste epidemii de dans. Se pare că dansul macabru din 1518 nu a fost nici primul și nici ultimul. Prima consemnare a unei astfel de epidemii a avut loc în secolul al VII-lea după Hristos. O cronică din anul 1021 spune cum 12 țărani din Germania de astăzi ar fi dansat cu lunile în jurul unei biserici după ce au fost blestemați de preot să se lamenteze pentru un an întreg pentru întreruperea slujbei de Crăciun. În timpul dansului, 4 din cei 12 au murit. În 1278 în Utrecht, un grup de 200 de persoane au dansat pe podul care trecea un râu, cauzând prăbușirea lui și moartea moartea multora dintre acei dansatori. Un secol mai târziu, în 1374 la Aachen, a avut loc cea mai amplă epidemie de dans de până atunci. A fost numită boala Sfântului Ioan, fiindcă a avut loc în preajma sărbătorii acestui sfânt. Conform măturiilor, mulțimi de oameni s-au adunat în afara orașului, fiind conduși de om iluzie, începând să danseze haotic, ca și când ar fi fost sub halucinații și leșinau din cauza extenuării. Epidemiile s-au extins în afara spațiului german, în Franța, Luxemburg, Olanda și Belgia. Unii au încercat să-i oprească, dar dansatorii deveneau violenți cu acele persoane dar poate cea mai bizară epidemie de dans din istorie a avut loc în iulie 1518. Cea care a dat startul delirului a fost frau Trofea, o femeie pe care a apucat-o brusc febra dansului. A ieșit din casă în pași de dans pe străzile Strasburgului. Nu dansa pe muzică, era incapabilă să se controleze frau Trofea dansând din o săptămână fără oprire. După aproximativ o săptămână, alți 30 de oameni au început să danseze. Într-o lună, numărul a crescut la circa 400 de persoane, majoritatea femei. În final, a început să se moară pe capete. Unii făceau infart, iar alții mureau de la epuizare. Povestea nu este rodul imaginației și a fost consemnată în documente, gravuri, ilustrații și cronici. Cercetătorii au emis câteva ipoteze despre ce ar fi putut cauza o isterie de dans în masă. Foamea, sănătatea șubredă și stresul psihologic afectau populația, producând instabilitate psihică și făcându-i să se manifeste incontrolabil. Se pare că a fost efectul devastator al unui stres posttraumatic acumulat. Unii au spus că este consecința unei boli naturale intitulată sângele fierbinte. Alții au considerat că este consecința unei perioade cu stres intens și anxietate, dovadă fiind faptul că orașul Strasburg era pe atunci măcina de foamete și malnutriție. Mai mulți cercetători au susținut că cetățenii din Strasburg suferau de ergotism, o afecțiune cauzată de compuși din cornul secarei, din care a fost sintetizat LSD-ul și care a afectat un număr impresionant de persoane. Adevărul este că o astfel de manifestare a unei crize psihologice nu s-a mai întâlnit în perioada modernă. Dansatorii cântau, țipau și râdeau incontrolabil. Orele de dans îi băgau pe participanți într-un fel de transă urmată de leșini și chiar moarte. Pe alocuri, dansatorii făceau convulsii, acuzau dureri în piept, halucinații și atacuri de epilepsie. Dansurile au fost condamnate de biserică din cauza faptului că participanții renunțau deseori, la haine făceau gesturi obscene și desfășurau acte sexuale în timpul dansului. Erau intoleranți la culoarea roșie și aveau o plăcere dusă la extrem să-și lovească picioarele. Gravurile ni prezintă pe acești dansatori cu haine ciudate, viu colorate, și având bastoane din lemn. Formau hore, ținându-se de mână și păreau că și-au pierdut, și pierdut total controlul și simțurile. Dansau continuu, fără să le pese de nimic, ore întregi, într-un soi de delir sălbatic. Se opreau doar când se prăbușeau din cauza epuizării, nota Carl Hecker, un reputat medic din secolul al xix Mania dansului Pare să fi dispărut pe la mijlocul secolului al XVII-lea. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Te aștept lunea viitoare la un nou episod al podcastului nostru. Pe curând!